în direct maestrul Pavel Bartoș. Hristos a înviat! Adevărat a înviat. Doamne, ce frumos a sunat prezentarea mea. Putem să mai încercăm. Noi nu suntem specialiști așa, suntem la început, dar din inimă, să știi că din inimă a fost. Ce faci? Cum îți merge? Mai poți? Pentru că te vedem, muncești intens. Mai dormi din când în când? Mai mănânci câte ceva? N-am voie să mă plâng, aș fi ipocrit dacă m-aș plânge. Nu, am tocmai în vremurile astea teribile pe care le traversăm. Eu chiar sunt unul dintre cei norocoși. Sunt între două filme, adică mi se întâmplă lucruri, mi se filmez în televiziune, chiar mi se întâmplă lucruri față de alți colegi ai mei care sunt într-o situație mai nasoală. Chiar nu am voie să mă plâng, că las mânia pe Doamne, Doamne. A, ce bine, că pentru că noi asta vrem să spunem la emisiunea de astăzi, e bucurie și în încercări și în lucrurile care nu merg, ne păstrăm acea doză care să ne dea forța de a merge înainte. Era momentul ca Marina, colega de emisie, să adreseze o întrebare, văd că a leșinat pe aici, s-a pierdut cu tot, nu știu de ce, dar cred că știu gata, de ce. Gata, și-a revenit, și-a revenit. Sunt mai bine acum. Da, e foarte, foarte multă bucurie pe care o simt. Într-adevăr, de fiecare dată când mă uit România au talent, cred că e o emisiune la care toți ne uităm. Sigur că da, Norma, și ne-am uitat așa seara. Prezentatorii, mai ales, transmit o bucurie foarte, foarte mare. Și voiam să vă întreb, care, de unde vine izvorul ăsta nesecat pentru toată energia asta și voia bună pe care o transmiteți și o emanați mereu? Eu cred că vine în primul din două lucruri. Sunt un om care în primul rând îi place ceea ce face și atunci în mod normal nu simt oboseală, simt doar bucurie. Și după aceea mă și bucur de ce mi se întâmplă și de oamenii cu care mă întâlnesc. E foarte important să realizăm acest lucru și să vedem partea plină a paharului pe jumătate gol, că știi cum e, noi așa în ipocondria noastră foarte ușor am putea găsi imediat resurse și motive să ne fie rău, pentru că avem așa, nu știu, o chestie ciudată așa de ne autopedepsi, când colo și noi realizăm de fapt că ne realizăm că ne-a fost bine când ne este rău și zic, mamă, dar cum a fost, vai, cum era mie înainte, vai, de ce nu realizăm în timp ce ne este bine? Adică aici am, cum să zic, cred că sunt unul dintre norocoși și oameni care cam realizează ce are, mă bucur de ce am acum și nu peste 10 ani. Sunt unul dintre cei care, cum să zic eu, spune te iubesc aproape în fiecare zi și nu neapărat doar de la ocazie specială. Mă bucur de cei dragi, nu numai de Paști sau de Crăciun, cum o facem din păcate mulți dintre noi și nu pentru că nu am putut, nu pentru că nu, câteodată acum... Nici pentru că nu putem. Dar, în general, sunt unul dintre cei care se bucură de clipă, de momente. Și vreau să-mi creez amintiri mie, familiei mele, celor dragi mie. Se simte asta. Vorbeai de amintiri. Noi celebrăm în continuare, suntem în perioada pascală, celebrăm învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Așa e. Și vreau să te întreb, ce amintiri ai tu, eu știu, de când erai copil, de când erai adolescent, pentru că ai mișunat așa prin zona noastră, să spunem, a Moldovei, acolo pe la Nicorești, pe la... Care sunt amintirile tale de Paște, așa, copil, adolescent sau, știu, în altă epocă? În primul rând, pentru că îmi plăcea enorm de mult orice... Eu am fost un norocos, eu am avut bunici la țară. Este foarte important. Mare lucru să ai bunici la țară. Eu sunt unul dintre cei norocoși. Am avut bunici la țară și la noi orice vacanță, în prima zi de vacanță mergeai la bunici, te lăsau părinții acolo până în ultima zi de vacanță. Fie că era vacanța de Paști, fie că era vacanța de vară, de primăvară. Și te lăsau acolo. Atunci te bucurai cumva de copilărie în adevăratul sens al cuvântului. Și acum îmi amintesc că era un la Nicorești, era un obicei în care, mă rog, în care tăiam crengi de alun și le scultam. Și cu alea mergeai cumva la un colindat după, pentru ouă roșii, pentru nu știu cum. Adică, și era iarăși cât de frumos îți sculptezi acel băț de alun. Uite, mi-amintesc acest lucru, acum mi-a venit pe moment această amintire. Bățul de alun se mai folosea și la altceva, doar nu era cazul tău, nu era cazul copilor cu minți. Ideea era că trebuia să rupi, să-l ascunzi, adică să nu-l lași.
să aha, te bucuri de el doar în ziua aia și după aia să-l rup, să-l ascund, să nu-l lași la vedere bunicilor. Că nu se știa după. Pentru momentele când nu făceai ceea ce era bine. Și bineînțeles că se întâmpla să... Și bineînțeles că mai plăcea, pentru că vind, cum să zic eu am oscilă născut la Miercurea Ciuc și în zona Ardealului s-a preluat stropitul. Cum să zic eu. În ziua după, de Paște, da. Da, în, nu, da, în prima zi de, nu, a doua, nu, prima zi de Paște. Da, cred că în duminica luni, Paște. Luni, sau nu, luni, nu, lunea. Lunea te duceai la stropit, fete. Pentru că exista o tradiție în care dacă fetele nu erau stropite, nu se măritau, nu le mergea bine anul, mă rog, bla, 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 bla. Și o mare bucurie asta, să mergi la stropit de fete. Și bineînțeles că nu tot timpul aveai parfumuri sau nu știu ce. Și știu că la un moment dat nu aveam parfumuri, erau dintre alea rusești de 5 lei sau nu știu cum, pe care le luai din piață, dar care bune și acelea. Bune și acelea. Numai că știu că la un moment dat am luat un... Nu mai aveam parfum și am luat din uleiul de păr al lui mama. Erau tot așa. Și m-am dus la stropit cu el și mi-am amintit și acum a ieșit o doamnă cu un capot dintre ăsta, cum să zic eu, de mătase, de nu știu ce. Și când am stropit-o, s-a început să fac o pată mare și în clipa aia mi-am zis prietenul meu, hai să fugim, lasă ouăle, lasă bunătățile care le primim, pentru că bineînțeles în clipa în care a rezit doamna că îi se face pata mare pe capot, a început să țipe. Și toate ca toate de mătasea. Eram deja la o distanță de un etaj. Adică am foarte multe amintiri și general eu și asta mă bucur și pentru copiii mei, că atunci când sunt, de exemplu, când e Crăciunul, când e Paștele, încercăm să mergem la țară, pentru că eu cred că cum sărbătorești la țară Crăciunul și Paștele, nu-l poți sărbătorești nicăieri. Nu ne place să mergem la colindat, nu ne place să sărbătorim, să respectăm toate tradițiile. E un întreg tabiet care ne face plăcere ca familie. Așa încât te invităm când mai vii la țară și sperăm să vii cât mai repede, da, dă un semn că mergem și noi la țară să te vedem și te salut. Să vă vedem și să vă salutăm, drag, că ai dat de înțeles că nu mergi singur. Nu, niciodată, pentru că tocmai în același spirit de a nu... Eu nu pot să mă bucur singur, nu sunt un om, eu nu pot să mă bucur singur, n-am cum să mă bucur. Nici nu cred că, cum să zic eu, merită să te bucuri singur, nu. Bucuria este mare când ne bucurăm cu toți. Și așa că încerc să mă bucur cu familia mea și să-mi creez amintiri cu familia mea. E foarte frumos, mi se pare impresionant că este loc pentru credință în familie. Musai. Dar... E o chestie de educație, venită din cum să zic eu, din generație, din generație. Adică nu că acum eu vreau să... Nu. Mi-a fost inoculată această dragoste pentru... Credința în familie există, e foarte fain, dar eu am o mare curiozitate pentru oamenii aceștia din domeniul spectacolului. Dacă există loc pentru credință acolo, în domeniul artistic? Foarte mult, mai ales în domeniul spectacolului. Pentru că în clipele în care de multe ori ești singur în acest, hai să zicem, în domeniul, ai spus-o foarte frumos, domeniul spectacolului. Marina s-a pregătit, nu așa? Îi zici showbiz, îi zici nu știu cum, și sună urât. Nu, există foarte mult și veți vedea, deci am surprins o grămadă de colegi de-a mea, acum mă refer actori, care au tot felul de tabieturi și eu am un tabiet, înainte de orice intrare pe scenă, mă rog, îmi spun un Tatăl nostru și o Bucură-te Marie, e un fel al meu, de a-mi face bine și mulțumesc lui Doamne că îmi dă încă o dată posibilitatea să mai joc un spectacol. E loc, e foarte mult loc. De. Și odată cu trecerea anilor, atunci când ești tânăr, rebel, 20 de ani, nu realizezi că cât de importantă este credința în viața ta. Dar odată cu trecerea anilor, cu apariția familiei, a copiilor, a responsabilităților, realizezi că Doamne e lângă tine și când ești cel mai, cum să zic eu, cel mai deprimat sau când zici că nu mai ai nicio cale de scăpare, vei vedea că un umăr de undeva, ceva, o mână ți se întinde și mergi mai departe. Și zici, Dumne, dar de unde? Ei, de acolo. Da, de pentru Doamne, că Doamne. E o percepție, crede-mă, de multe ori și eu văd lucrurile în felul acesta, aceea încerc să redimensionez modul de a vedea și de a gândi. De multe ori așa credem, ei, acolo în lumea spectacolului, a vedetelor, știi cum se spune, acolo plătesc orice tribut, fac orice și da, n-au niciun Dumnezeu, ceea ce e clar că nu este adevărat. Și pe mine,
m-a impresionat faptul că, cred că Laura Dino o chema, da, la România au talent, a avut curaj să vorbească despre Dumnezeu, despre căutarea ei, în timp ce cu o săptămână, două înainte, într-un spectacol, nici nu se spun numele, într-un festival din, din Italia, deci efectiv, destul de cunoscut, au fost momente efectiv de blasfemie, da, deci fără să exagerăm. Și în timp ce în România n-am văzut neapărat, mai ales la marile spectacole, efectiv nu există nicio teamă de a vorbi despre lucrurile frumoase, despre bunătate, despre familie și așa mai departe. Și pentru că tu pomeneai, aș dori să te întreb, ce înseamnă familia pentru tine? Ai o familie atât de frumoasă, poți să ne și o prezinți sau nu știu, dar ce înseamnă familia pentru tine? Echilibru și de fapt, cum să zic eu, totul în același timp. Pentru că eu am crescut, dar asta iarăși vine dintr-o cultură, dintr-o educație pe care am primit-o. Educație simplă. Nu vă gândiți că am trăit cu pian în casă. Nu, am văzut primul pian la muzeu, adică, sau la Casa Pionierilor. Adică nu, dar tata zidar, mama confecționer. Dar ei erau simpli, erau și aveau o educație și o moralitate și o credință care venea tot de la părinților și pe asta ne-au transmis-o. Și familia, tot timpul noi am avut familie mare și când am avut, eu am patru frați, acum am trei copii. Cumva familia, am văzut ce înseamnă pentru noi când ne reunim, familia, când suntem împreună, atunci suntem puternici. Oricât de greu ne-ar fi dacă familia este împreună, oricât de vremuri nasoale am traversat sau orice greu ni s-ar întâmpla, suntem puternici. Bunicul avea o vorbă, o familie mare înseamnă o familie puternică. Pentru că vei găsi resursele necesare și acum mă gândesc la cele materiale, în vremuri de restriște să mergi mai departe în familie. Când ești singur, ți-e rău și am realizat cu atât mai mult acum în timp de izolare, de pandemie, cât de importantă este familia și cât de important că am o asemenea familie și ce bine mi-a făcut că am stat atât de mult timp cu familia. Și ca să înțelegeți, m-am rebucurat, dacă se poate spune așa, de cină. La noi, de obicei, masa este foarte importantă în familie. La masă ne adunăm, acolo ne povestim toate alea bune, rele, peste zi, nu știu ce. Eu, din cauza faptului că aveam spectacole la ora 7 sau filmări sau nu știu ce, nu tot timpul eram la cină. Și am redescoperit bucuria de a ne reîntâlni la cină, seara, să stăm de vorbă, să ne bucurăm unii de alții. Este o senzație... Fai, unică, uite și acum, nu că mi se face vorba între piele de găină, dar că la mine e mai mult de crocodil. Dar, fiecare cu ce are în dotare. Da, e o mare bucurie, deci pentru mine familia înseamnă totul, acolo mă reîntorc, de acolo plec. Cum să zic eu, acolo pot să fiu slab, acolo pot să fiu bolnav, acolo pot să fiu tare, acolo pot să fiu oricum, pot să fiu eu însumi în familie, asta înseamnă de fapt. Și e foarte important să ai o familie. Bine, și familia nu înseamnă că dacă o ai... Nu, familia trebuie cultivată. Nu că ai făcut o familie. Acum, din păcate, toți putem fi părinți. Pentru o școală de șoferi, pentru ca să ai carnet de conducere, dai un examen. Ca să fii părinte, nu dai niciun examen. Din păcate sau din fericire. Și atunci, cum să zic eu, trebuie să avem grijă dacă... Tot ne-am făcut familia, hai să avem grijă de ea, hai să o cultivăm într-una, să ne bucurăm de ea, de fapt. Pentru că să nu înțelegeți că familia este lapte și miere. Nu! Sunt atâtea suișuri, atâtea coborâșuri. Evident. Dar clar, așa cum e în fața altarului când ți se spune, domnule, și la bine și la greu. Că dacă ar fi doar la bine, toți ne-am căsătorit sau toți am vrea să ne fie bine. Suișuri și coborâșuri și e clar că e o dificultate aceea de a concilia și exigențele legate de locul de muncă și familia. Tu povesteai, e clar că e și pe drumuri, sunt și multe ore de muncă. Cum reușești sau care ar fi, știu așa, atențiile la care ar trebui să ne gândim? Pentru că nu e ușor deloc. Și munca și familia... În primul rând, trebuie să știi să spui în viață, dar am realizat cu timpul asta, nu, să nu înțelegeți că din prima mi-au venit aceste vorbe înțelepte sau aceste gânduri înțelepte. Nu m-am născut, am fost destul de prost la viața mea. Mai încolo, prost înțeles! Am întâlnit oamenii, știți cum e, noi suntem suma întâlnirilor profesionale și umane din jurul nostru.
Și am avut noroc că am întâlnit oameni care m-au povățuit, oameni de la care am învățat, oameni buni, răi, dar am învățat. Este foarte, cum să zic eu, e foarte important, iarăși zic, eu nu vreau să, Doamne, uite acum iarăși eu mă surprind pe mine că vreau să par înțelept. Nu vreau să par deloc înțelept. Ideea este să te bucuri cumva de ce ți se întâmplă. Noi realizăm atât de greu acest lucru. Familia, că știi cum e, la 20 de ani nu, deși ai înăuntrul tău datele, ai datele toate ca să fii bun, să fii nu știu ce, dar vei vedea că lipsa responsabilităților, pentru că neavând familie, te duce pe alte căi sau nu te duce, sau mă rog. Dar în timp ne găsim resurse necesare să revenim și să ne bucurăm și să vedem de fapt ce e important în viață. Pentru că una e, eu am avut norocul meu că toate mi-au venit cumva atunci când am fost pregătit pentru el. Că poate dacă îmi venea faima și, cum să zic eu, și multe alte lucruri, poate materiale, la o vârstă de 20 de ani, poate altfel mă comportam și eu, poate mă transformam. Dar mi-au venit după vârsta de 30 de ani. Când cumva aveam familie, eram deja pregătit. Și asta m-a ținut cu picioarele pe pământ. Pentru că familia mea a fost foarte, tot timpul m-am raportat la familie. Este foarte important să te raportezi tot timpul. Într-adevăr, și familia, chiar și pentru cei tineri, e importantă, chiar dacă poate nu-i dăm atât de multă valoare. Și dacă tot vorbim de tineri și de tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, știm cu toții că în actualul context tinerii sunt foarte afectați. Și din păcate, și cred că ne-ar prinde bine câteva sfaturi pentru tineri de la o persoană veselă, frumoasă. Ce sfaturi le oferiți ca să nu-i lase, să nu se lase teama să-i cuplășească? Iarăși fug de chestia asta de a sfătui. Eu vă spun, eu tot timpul am zis și tinerii lor cu care mă întâlnesc, mai tinerilor, pentru că mă consider încă un tânăr, mai tinerilor, vă spun, eu nu vă dau sfaturi, eu vă spun doar adevărul meu. Ăsta e adevărul meu la care am ajuns în niște ani de experiență, după niște lucruri bune, rele. Așa că vă pot spune adevărul meu. Asta nu înseamnă că voi trebuie să-l preluați. Sau, dar vă zic, uite, cum e mie. Că nu vreau să fiu responsabil de destinul nimănui, în general am chestia asta de a și fug de cei care, pentru că suntem o nație care are atâția oameni care trag concluzii, ei sunt specialiști, noi am devenit o nație de specialiști și asta mă sperie, tragem imediat concluzii, catalogăm. Nu, eu ce pot să le spun, într-adevăr, și mie îmi lipsește în disperare, pentru că de fapt tinerilor sunt la vârsta în care se îndrăgostesc, vor să stea mai mult lângă persoana iubită, socializează, vor să se întâlnească. Eu știu cum eram în timp, liceu, școală generală, facultate. Lor le lipsește interacțiunea umană, în disperare. Și mie îmi lipsește această interacțiune umană care înseamnă întâlnirea cu publicul, cu spectatorul. Dar găsesc resurse sau, pentru că totuși experiența mă ajută, găsesc cumva să-mi hai să zic, să-mi împlinesc aceste rol sau să știu să aștept. Să știu să aștept. Să am răbdare că știu că va veni ziua aia când. Dar tinerilor este foarte greu pentru că le lipsește interacțiunea umană. Ei vor să se întâlnească, ei vor să se distreze, ei vor să se îndrăgostească, vor să fie dezamăgiți, mă rog, dezamăgiți în iubire, nu vreau să zic că vor să fie, dar sunt lucruri firești care li se întâmplă. Ori noi acum, de un an de zile, săracii văd la ai mei copii. Nu se pot întâlni, nu se pot distra așa cum am făcut noi. Cumva poate le răpim un an din poate cei mai frumoși ani ai lor, acela de a fi lipsiți de responsabilitate. Nu vreau să sune aiurea lipsiți de responsabilitate, dar nu. Dar e anul când te duci la liceu, că nu, încă nu te gândești, domnule, chiar ce o să fac cu viața mea, ce o să... Adică bucură-te de vârsta care o ai și nu se pot bucura pe deplin, din păcate. Din păcate. Și, adică, eu încă sunt un optimist. Eu încă sunt un optimist că va veni cât de curând, vor veni vremuri mai bune și pentru ei și atunci vor recupera sau... Dar e clar că tot acest ne-a schimbat viața. Ne-a făcut-o mai digitală. Nu zic că sunt un fan al digitalului, dar n-avem ce face. Uite, și noi și voi, ca să fim mai aproape, ne-am dus spre... Uite cum ați făcut voi acest radio, să fiți aproape de ei. Înțelegeți? Așa sunt și eu. Eu am descoperit noi forme de comunicare online.
tocmai din dorința de a fi aproape, de a interacționa cu oamenii, pentru că asta ne lipsește, interacțiunea umană, ne lipsește îmbrățișarea, ne lipsește, uitați ce dor ne este când ne vedem cu cineva să dăm mâna cu ăla. Uite, stau și am filmat România au talent, acum vă spun, și era atât de frustrant că veneau lumea și vreau să ne îmbrățișeze, vreau să ne să dăm mâna și noi nu puteam face aceste lucruri care erau atât de normale și uzuale înainte. În emisiunea de aseară o fetiță a rupt protocolul. Păi da, s-a sărit în brațe. Efectiv a sărit, a zis, na, e copil, exact. Nu pot să... Deci n-ai cum, da. Știi cum e? Eu sunt optimist, eu sunt optimist, vor veni vremuri bune. Să ne păstrăm un pic sănătoși la cap, asta e toată chestia, să nu picăm. E foarte ușor să picăm în depresii, nu, dar iarăși, nu dau sfaturi. Nu, ai împărtășit din viața ta, din experiența ta, cum ai spus, din adevărul tău și îți mulțumim din toată inima pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi, pentru tot ceea ce ne-ai transmis. Îți promitem că ne rugăm pentru tine, pentru misiunea ta, pentru familia ta și Domnul să ne ajute pe fiecare în parte, îmi permis să te citesc, să ne țină sănătoși la cap, în ideea aceasta de a fi și cu capul și cu inima la Domnul. Îți mulțumim mult spor în tot ceea ce faci, Domnul să te binecuvânteze, să vă binecuvânteze și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Toate cele bune. La revedere. Îți mulțumim. Numai bine. Eu vă mulțumesc.